Într-un moment în care omenirea suferă din cauza lipsei de dragoste, din cauza foametei, a războaielor, din cauza toxicelor ce alimentează violența în orașul nostru, acest mesaj va aduce momente de dragoste, pace și bucurie prin intermediul unei emisiuni făcute cu drag pentru inima dumneavoastră. din acest moment cuvântul prietenesc al episcopului Macedo. Salutare, prietenii mei, ca Dumnezeu să o binecuvânteze în numele Domnului Isus. Astăzi vom vorbi, vom medita despre cel de-al cincilea semn, cel de-al cincilea semn al întoarcerii Domnului Isus și al sfârșitului vremurilor. Nu uitați! Domnul Isus se va întoarce în trei etape. Prima etapă este răpirea. Vom vorbi despre asta în viitor. Atunci, înainte de răpire, se vor vedea niște semne. Care este cel mai mare semn al răpirii sau care va precede înainte de răpire? Domnul Isus a spus: Și pentru că nelegiuirea va abunda, dragostea celor mai mulți se va răci. Mulți! Amintiți-vă, Domnul Isus întotdeauna a vorbit și vorbește despre înșelăciune. Mulți vor fi înșelați. Acum el spune că dragostea celor mai mulți se va răci. Adică, acea primă dragoste se va stinge, iar în cele din urmă se va răci. Și ce este nelegiuirea? Cuvântul cheie aici este nelegiuire. Atunci când vorbim despre nelegiuire, atunci când Biblia vorbește despre nelegiuire, noi trebuie să evaluăm bine, pentru că Dumnezeu a vorbit poporului său în deșert prin Moise, spunând, păstrând milă pentru mii, iertând nelegiuire, fiți atenți! Fiți atenți! Iertând nelegiuire. Și fără de lege, fără de legea, este abaterea de la legi și păcat. Atunci sunt trei tipuri de păcate, nelegiuirea, fără de legea și păcatul în sine. Atunci sunt trei. În psalmul 58, psalmistul, într-un mod profetic, el a vorbit. El a vorbit că în inimă se pun la cale nelegirile. Inima este cea care dă naștere nelegiurii. Și pe lângă asta, în cartea lui Ezechiel, vorbindu-se despre Lucifer, Biblia spune Ești herovimul uns care acoperă. Și eu te-am pus astfel, erai pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. El era pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. Ai umblat în sus și în jos, prin mijlocul pietrelor de foc. Tu erai desăvârșit, referindu-se la Lucifer. Tu erai desăvârșit în căile tale din ziua în care ai fost creat. Dumnezeu a creat îngerii săi ca pe niște mesageri, după cum a creat pe Adam și pe Eva, sunt creaturi ale lui Dumnezeu. Dar atunci când ne naștem din Duhul Sfânt, noi încetăm de a mai fi Creatura lui Dumnezeu pentru a fi născuți din Dumnezeu, fi ai lui Dumnezeu. Uitați-vă la această revelație glorioasă. Un lucru este să fim Creatura lui Dumnezeu, iar alt lucru este să fim Fiul, Fica lui Dumnezeu. Atunci când o persoană primește Duhul Sfânt, ea este născută din Duhul Sfânt. De aceea este nevoie ca persoana să primească Duhul Sfânt, să se nască din Duhul Sfânt. Domnul Isus i-a spus de asemenea lui Nicodim. Cine nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cine este născut din carne, este carne. Iar cine este născut din Duhul Sfânt, este Duh. Adică are natura divină. Tocmai de aceea persoanele când mărturisesc că au primit Duhul Sfânt, ele spun o fericire, bucurie, o pace de nedescris. Doar cine este bătizat cu Duhul Sfânt știe despre ce vorbesc. Nu se poate explica. Nu se poate explica. Dumneavoastră puteți vorbi într-un fel, eu pot vorbi altfel. Nu se poate explica. Trebuie să fiți botezați cu Duhul Sfânt pentru a înțelege ceea ce eu vorbesc. Atunci veți deveni fi ai lui Dumnezeu. Vom continua cu nelegiuirea. Ne-am văzut că Lucifer nu a păcătuit. Dar s-a găsit înăuntrul său, s-a născut în inima sa, nelegiuirea. S-a găsit nelegiuirea. Nelegiuirea, eu aș spune că din punct de vedere biblic și spiritual, eu aș spune că nelegiuirea este ceea ce dă origine păcatului, este ceea ce face păcatul să se nască. Mai mult sau mai puțin așa. Dar voi fi mai clar ca dumneavoastră să înțelegeți. De exemplu, ce este nelegiuirea? Nelegiuirea se referă la intențiile rele dorite de inimă. Intențiile rele. Ce intențiile rele sunt acestea, domnul episcop? Locomile. Atunci când o persoană are o locomie, atunci când ea se uită la o femeie sau când se uită la un bărbat cu o dorință, o femeie care e deja căsătorită, un bărbat care este deja compromis. Lăcomia unei bijuterii, a unei mașini, lăcomia față de casa vecinului. Persoana este lacumă față de un anumit lucru. Are acea dorință arzătoare de a avea acel lucru determinat. Aceasta se numește nelegiuire. Puteți vedea de exemplu că Dumnezeu, Dumnezeu a determinat poporului Său din Israel spunând să nu dorești soția lui tău. Să nu dorești soția apropiului tău. Fiți atenți! Aceasta era lege, iar în lege dacă cineva își dorea soția aproape lui, comitea un păcat. Doar să-și dorească, fără ca măcar să o atingă, persoana și-a dorit, a fost lacumă. Aceasta este energia. În vremea legii lui Moise, de-a lungul Vechiului Testament, în vremea legii lui Moise, de-a lungul Vechiului Testament, atunci când o persoană comitea un păcat, adulter sau orice alt păcat, ce ea trebuia să facă? Ea trebuia să ia un animal perfect, perfect, și era nevoie să-l ducă preotului. Atunci preotul îl omora, acel animal era sacrificat, iar păcatul păcătosului era transferat animalului. Păcatul păcătosului era pus asupra celui animal inocent. Iar animalul inocent murea luând păcatul acelui păcătos în mormânt. În acest fel funcționa. Iar acesta este un sacrificiu clar și evident al Domnului Isus. Domnul Isus a venit în lume inocent, perfect, inocent, pur și curat, sfânt, și a luat asupra sa toate nelegiuirile și păcatele, toată putrezimea, toate lucrurile dezgustătoare pe care omul le face, Domnul Isus le-a luat asupra corpului său în mormânt a murit cu acele păcate. Acum, este evident că atunci când o persoană respinge pe Domnul Isus ca Domn, ca Domn și suveran, ca un Dumnezeu și mântuitor, atunci când o persoană îl disprețuiește sau crede în el de orice formă, această persoană nu face nimic mai mult sau mai puțin decât să-l insulte pe Dumnezeu propriul Dumnezeu care a purtat păcatele noastre pentru a fi îngropate. Atunci, pentru această persoană care insultă pe Dumnezeu, păcatul ei continuă să rămână, pentru că ea nu a crezut în sacrificiu, ea nu și-a sacrificat viața Domnului Isus, ea nu a crezut în Domnul Isus. Atunci, ea rămâne cu păcatul. Domnul Isus și-a făcut partea sa. Harul meu îți este de ajuns. Putem să înțelegem în acest fel. Aceasta este partea lui Dumnezeu. Harul meu îți este de ajuns și am făcut eu, este făcut și nu se mai poate întoarce înapoi. Eu am murit pentru voi. Acum, ceea ce eu vreau de la voi este ca voi să cărați crucea și să mă urmați să vă sacrificați pentru mine, după cum și eu m-am sacrificat pentru voi. Eu nu vă cer să vă sacrificați pe cruce, eu vă cer să vă cărați crucea adică să vă negați pe voi înșivă, să vă negați lăcomiile, să vă negați nelegiuirile, păcatele, fără de legire. Umblați în cuvântul meu, care este într-adevăr un sacrificiu. Este un sacrificiu ca dumneavoastră să trăiți în această lume și să vă negați dorințele cărnii. Este un sacrificiu enorm. Dar, dacă vreți să fiți mântuiți, dacă vreți mântuirea, atunci trebuie să faceți partea dumneavoastră la fel ca și Domnul Isus. Partea sa a fost făcută pe calvar acum, el a făcut partea sa. Trebuie făcută doar partea dumneavoastră. Dacă o veți face partea, atunci va fi o căsnicie, o alianță între dumneavoastră și Dumnezeu, un legământ între amândoi. Asta se întâmpla cu mine. Eu mi-am dăruit viața, mi-am asumat credința în Domnul Isus și mi-am negat carnea, dorințele, voia, visele mele personale, răcomile mele, toate acestea au fost îngropate cu corpul Domnului Isus, iar de atunci nu mai am acordat atenție acestor păcate, acestor lucruri greșite. Eu trăiesc un sacrificiu zi după zi, în car crucea și urmez urmele Domnului Isus, mergând în conformitate cu al Său Cuvânt. Așa este. Trebuie să se întâmple asta. Dacă nu se întâmplă asta, atunci nu există mântuire. Există o căsnicie, o alianță între dumneavoastră și Dumnezeu, Dumnezeu și dumneavoastră. Dacă, dacă vă veți oferi exact în acest fel, Dumnezeu și-a făcut partea sa, murind pentru noi. Acum, noi trebuie să facem partea noastră, sacrificând voia noastră, euul nostru, pentru a umbla pe urmele lui. Acest lucru este dificil. Pentru că l-a acceptat pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor, este ușor. Este slav. Chiar eu l-am acceptat pe Domnul Isus timp de un an, eu ridicam mâna pentru a-L accepta pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor, dar îl acceptam la biserică. În afara bisericii, îmi trăiam viața mea. Atunci nu avea nicio rost. Până într-o zi când am renunțat la viața mea și am oferit-o cu adevărat. Doamne, este aici. Aici este viața mea, fă ce dorești cu ea. Eu nu mai vreau stres pentru mine, eu voi trăi pentru tine am murit pentru această lume, am murit pentru mine, pentru dorințele mele, etc. etc. Atunci, la Sfânta Împărtășanie, de fiecare dată când participăm la Sfânta Împărtășanie, noi reînnoim legământul nostru pentru a continua să sacrificăm euul nostru ca voia lui Dumnezeu să fie făcută în viețile noastre. Acesta este sacrificiu. Acesta este sacrificiu. Nu este ușor. Nelegierea, după cum vorbeam, ea va face mulți creștini să se răcească în credință. Exact acest lucru, pentru că în zilele actuale noi trăim într-o lume care consumă. Toată lumea dorește să consume, toată lumea vrea să cumpere, merge la cumpărături și cumpără lucruri care nici măcar nu are nevoie, dar cumpără din cauza ochilor, ochilor lacomi care își doresc. Pentru că își doresc acele lucruri. Și ce se întâmplă? Acest lucru este păcat. Să fiți lacomi după lucruri este păcat. După lucrurile altor persoane mă naturăm. Să cumpărați un obiect, o haină de care aveți nevoie, nu e nicio problemă. Dar să vă doriți lucrul altei persoane a... cu tare, are casa aceasta. Și eu vreau asta. Eu vreau de asemenea o casă ca și asta. Acest, Acest lucru este păcat, de fapt, este o nelegiuire. Dar dacă faceți asta, se va socoti ca un păcat. Putem spune că păcatul este materializarea nelegiuirii. Dragii mei, trebuie să înțelegeți că nelegiuirea este dură. Cruel. Mai rău decât păcatul. De exemplu, în dreptatea omului, dumneavoastră știți asta, în dreptatea omului, criminalul, persoana a comis o crimă și merge înaintea judecătorului având avocatul care caută apărarea ei. Dacă crima pe care criminalul a comis-o este ceva de neprevăzut, pe moment, într-un moment de mânie. Emoțiile puternice, persoana nu s-a putut stăpâni și a omorât o altă persoană. Atunci, pedeapsa acestei persoane este, să spunem așa, 15 ani. Dacă procurorul dovedește că acea crimă a fost planificată, dacă criminalul a planificat, adică a lăsat nelegiurea să-l stăpânească, a planificat, a avut lăcomia de a comite acea crimă, atunci, pedeapsa acelei persoane va fi de 30 de ani. De ce? Pentru că este o chestie de inteligență. A fost o crimă intenționată. Atunci, vinovatul va plăti prețul acesta. În Statele Unite, atunci când o crimă este intenționată, persoana este pusă pe scaunul electric. De multe ori, ea rămâne închisă pentru toată viața. Închisă pentru toată viața. Până la sfârșitul vieții, ea va muri în închisoare. Dragii mei, Dumnezeu urăște păcatul. Iar nelegiuirea... A, aceasta este mai dureroasă decât propriul păcat. Domnul Isus a luat asupra sa toate nelegiuirile, toate fără de legile și de asemenea toate păcatele. dacă nu suntem de acord cu El și dacă nu sacrificăm pentru a fi pe placul voii sale, atunci nu există căsătorie, nu există alianță. Nu există alianță cu Dumnezeu. Iar atunci, iar atunci când persoana moare, ea merge direct în infern, direct în iad. Nu există alt lucru care acel lucru, acel lucru pe care Biserica Catolică îl predică. Cum se numește ster? A, ah, Dumnezeu. Purgatoriul. Nu există purgatoriu. Purgatoriul este o poveste de a dormi copiii. Purgatoriul nu există. Biblia nu vorbește nimic despre purgatoriu. Nu indică nimic despre asta. Nu există cuvânt care să facă cunoscut purgatoriul nu există purgatoriu. Purgatoriul este aici. Aici. Dumneavoastră sunteți încercați aici. Dacă veți trece, dacă veți fi purificat, purificat de păcate, de nelegiuiri, fără de legi, spălat de sângele Domnului Isus, dacă veți trăi o viață în conformitate cu al Său cuvânt, atunci veți merge direct în cer. Dar asta nu este ușor tocmai de aceea Domnul Isus insistă să scoată în evidență acest lucru. Nelegiuirea va fi din abundență. Pentru că trăim într-o lume care consumă, toată lumea vrea să consume, toată lumea vrea să cumpere, toată lumea vrea să obțină, toată lumea își dorește să aibă lucrurile altora, vrea să cumpere ceea ce aparține altora, vrea să aibă ceea ce alții au. Aceasta este nelegiuire. Din cauza acestei dorințe, din cauza acestei intenții rele, dragostea se va răci pentru cei care au început bine, dar care au terminat rău. Gândiți-vă, dragii mei, gândiți-vă bine la acest cuvânt. Nelegiuire nu este o nelegiuire la care dicționarul limbii noastre se referă este nelegiuirea care se referă la păcatul intenționat. Asta s-a întâmplat cu Lucifer în cer. El a plănuit să intre în posesia tronului lui Dumnezeu. El a plănuit să fie la fel ca și Dumnezeu. Dacă dumneavoastră doriți să fiți mântuiți, dragii mei, aveți grijă de sufletul dumneavoastră, aveți grijă de credința dumneavoastră. Nu vă uitați la alții, mențineți credința dumneavoastră și ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Făcând asta, veți reuși să fiți salvați și mântuiți pentru toată eternitatea. Ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. În următoarele zile vom vorbi despre cel de-al șaselea semn al întoarcerii Domnului Isus și al sfârșitului timpurilor. Ne vedem atunci!